Frați și surori, stimați familiști, vă salut cum se salutau evreii potrivit celor scrise în Psalmul 129. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Și după cum spuneam aseară din Psalmul 145, recitesc versetul 2, în fiecare zi te voi binecuvânta cu referitor la Dumnezeu și voi lăuda numele Tău în veci de veci, dacă în fiecare zi, fie și astăzi, numele Domnului lăudat de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Vă invit să stăm cu inima deschisă înaintea Domnului, a cuvântului Său, să ne lăsăm cercetați și Domnul căruia ne-am rugat să ne cerceteze, potrivit tematicii din dimineața aceasta. Relația celor două legăminte. Știți, cei necăsătoriți au un singur legământ, cel cu Domnul. Cei căsătoriți au două legăminte. Cu Domnul, încheiat în apa botezului, și cu partenerul de viață, încheiat în ziua cununiei. Haideți să ne cercetăm în felul în care aceste două legăminte trebuie să se împletească, să vedem realitatea de până aici, să fim sinceri și să mulțumim Bunului Dumnezeu care ne dă harul, datorită mijlocirii sale preoțești, în ce n-am fost, să devenim. Amin. Și astfel să dobândim zi de zi chipul lui Dumnezeu, să fim plăcuți și în așa fel să fim cinstiți de Domnul pentru cele două legăminte, încât să avem parte de Sfânta Lui Împărăție. Doamne, ajută-ne! Amin! În primul rând, vreau să observăm puțin ceea ce spune în Cartea Sfântă despre legământul care l-am încheiat cu Domnul. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea, versetul 17, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Expresia a se lipi apare atât în relația cu Domnul, cât și în relația cu partenerul de viață. Legământul nostru cu Domnul, sau poate mai corect spus, al Domnului cu noi, pentru că El l-a inițiat, este asemănător legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu Israel. Și aș vrea să survolăm puțin istoria acestui legământ. Știți, Dumnezeu a încheiat întâi un legământ cu noi, apoi cu Avram, dar apoi cu tot Israelul. Și scrie în cartea Exod, capitolul 24, versetul 7. A luat cartea legământului, a citit-o în fața poporului, ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul. Deci legământul a fost sfințit cu sânge, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Pentru că, biblic vorbind, un legământ este inițiat de o parte în favoarea celeilalte, în cazul acesta de Dumnezeu, în favoarea poporului evreu. De ce a inițiat și a încheiat Domnul acest legământ cu evrei? Citesc din cartea de Deuteronom, capitolul 7, unde este scris de la versetul 6. Spunea Moise Israelului, că tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Domnul Dumnezeu te-a ales ca să fii un popor al lui de toate popoarele pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, că sunteți cel mai mic de toate popoarele. Și atenție, baza, natura legământului, cel a determinat pe Dumnezeu să inițieze acest legământ, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea a inițiat Domnul acel legământ. Și Dumnezeu, odată ce a încheiat legământ cu poporul său Israel, a rămas credincios și credincios este până în ziua de astăzi, numele Lui să fie binecuvântat.
Este scris în Cartea Levitic, la capitolul 26. Vă citesc de la versetul 14. Dar dacă nu mă ascultați, nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru răște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele, și atenție, și să rupeți legământul meu, ceea ce evreii au făcut mai multe generații la rând. Dar Dumnezeu, întorc pagina, scrie în același capitol, n-a rupt niciodată legământul. Versetul 44. Dar și când vor fi în țara vrăjmașilor, nu-i voi lepăda de tot, nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc și să rup legământul. Și fără să mai citesc, sunt versete suficiente în Ieremia, în Ezechiel, în care Dumnezeu spunea: nici legile cerului nu pot fi desființate, nici eu nu pot rupe legământul. Îmi voi aduce aminte de tine, spunea Domnul, știți că în cartea Ezechiel, în mod deosebit, Domnul este prezentat ca un bărbat și poporul Israel ca o femeie. Nu degeaba atunci l-a pus Dumnezeu pe Osea să-și ia o femeie imorală, ca să simtă profetul ce simțea Dumnezeu, care a vrut să rămână fidel legământului care l-a încheiat cu poporul său. De aceea Dumnezeu i-a readus în țară, s-a ocupat de ei, nu i-a lăsat să fie nimiciți. Și cum știți, chiar în secolul trecut Dumnezeu din nou a reconstituit statul Israel, toate acestea în baza unui legământ. Legământul lui Dumnezeu cu poporul său, dacă vreți, cu fiecare dintre noi în parte, trebuie să ne dea de înțeles multe referitor la legământul care l-avem cu partenerul de viață. Haideți să citim acum despre legământul căsniciei. Rețineți noțiunea aceasta de legământ în concept biblic. Citesc în cartea profetului Maleahi, capitolul 2. Aici este scris în versetul 14. Și dacă întrebați, întrebarea lor era de ce Dumnezeu nu le primea oficiile lor de la templu. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Legământul acesta, după modelul divin, este inițiat de bărbat în favoarea femeii, acceptat de ea și odată încheiat, ar trebui, așa cum se spune în ziua nunții, să rămână pentru toată viața. În cartea Genesa este scris, cunoașteți versetul, reia Domnul Iisus aceleași cuvinte. Citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, referitor la unirea ce se realizează prin acest legământ, versetul 8 și 9 și 7. Va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Alipirea de Domnul și respectiv alipirea de partenerul de viață are în înțelesul original al cuvântului sensul de a se naște împreună. Și cei doi vor fi un singur trup. Observați, cu Domnul devenim un singur duh, cum am citit din 1 Corinteni 6:17. Și acolo scria în 6:16 că cine se lipește de o femeie devine un singur trup cu ea. Dar spunea Domnul Iisus aici, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Și observați și prindeți ideea asta. Legământul care l-a încheiat Domnul cu noi ne face una cu Domnul, cum spunea Domnul Iisus, eu în ei și ei în mine. Și legământul care îl încheiem cu ocazia căsniciei este realizat tot de Dumnezeu, în baza aceleași naturi a dragostei. De aceea este scris aici în versetul 9, deci ce a împreunat Dumnezeu. Și exact asta am citit din Maleahi, capitolul 2. Domnul a fost martor. Dar n-a fost doar ca un martor spectator, ci ca unul care a avut menirea să ne lege
De aceea se face rugăciune în momentul cununiei. Pentru că noi credem, ca și în alte momente oficiale ale bisericii, cum este botezul, cum este cina Domnului, că se produce ceva tainic, sacramental, se realizează al doilea legământ. Legământ care este indestructibil. În concept biblic, dragii mei, un legământ este fundamental diferit față de un contract sau orice altă convenție de asociere. Legământul dintre Dumnezeu cu noi a fost realizat prin sânge, în Sinai, pe Sinai, prin sângele jertfelor. Ce a spus Domnul, și noi citim când este vorba de cina Domnului? Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 28. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului. Deci legământ înseamnă sânge, înseamnă viață sau pe viață. Dar vă rog să observați că și legământul căsătoriei, care se completează în momentul unirii fizice dintre cei doi, în așa fel ne-a creat Dumnezeu, mă refer aici la trupul femeii, încât și aici, și cred că asta are de-a face cu un simbol de care trebuie să ținem cont, se contrasemnează tot cu sânge. Sunt două legăminte în care este implicată divinitatea, în care este implicat sângele, viața, ceva sacru. Ceva ce, potrivit felul în care Dumnezeu a procedat cu Israel, este pentru toată viața. Nu se poate desfința. Și asta trebuie să ne marcheze într-un mod absolut. Pentru a înțelege mai bine, în mod biblic, natura unui legământ, vreau să vă dau câteva exemple. Deschidem la cartea Iosua, capitolul 9. Aici este scris despre legământul pe care l-au încheiat conducerea evreilor cu gabaoniți. Și scrie aici, vă citesc, capitolul 9, de la versetul 3, prezintă această istorie, au cerut ei versetul 6, faceți legământ cu noi. Și scrie de la versetul 15, Iosua a făcut pace cu ei, a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Trei zile mai târziu au aflat că au fost înșelați. Poporul a murmurat și este scris, vă citesc de la versetul 19, toate căpetenile au să întregi adunări. Nu putem să ne atingem de ei din pricina jurământului pe care li l-am făcut. Dar au fost înșelați, degeaba. Peste generații e scris că Saul a vrut să-i extermine. Și este scris în cartea a doua a lui Samuel, capitolul 21, că Dumnezeu a pedepsit o țară întreagă pentru călcarea unui legământ cu 3 ani de foamete. Dar au mințit, degeaba. Și David, ca un om al lui Dumnezeu, potrivit obiceiului său, a întrebat pe Domnul, de unde foamete asta, Doamne? Și Dumnezeu i-a răspuns, scrie și versetul 1, din pricina lui Saul, și a trebuit să plătească un preț. Luăm alt exemplu. Cartea 1 Samuel, capitolul 18. Un legământ încheiat între Ionatan și David. Observați aici apare expresia de alipit. Versetul 3, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea. Un legământ se inițiază numai prin dragoste. Pentru că înseamnă totul. Observați, după părerea mea, conform celor scris în versetul 4, Ionatan i-a dat lui David tot ce avea. Acolo, pe câmpul de luptă. A scos mantaua pe care o purta, hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoare. Și mai târziu a spus că îi dă și tronul. Nu doar că Dumnezeu îl promisese la David, dar legământul încheiat a spus, totul îți dau. Și spune la un moment dat în aceeași carte, a zis Ionatan lui David, tu vei fi primul. Și eu voi fi al doilea după tine. Și este scris,
versetul 20 cu versetul 16, Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Ionatan a trăit și mai mult față de David dragostea pe care o avea, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Asta înseamnă legământ. Să te oferi cu tot ce ești și cu tot ce ai. Nu-și degeaba cânta David, dragostea ta pentru mine era. Luăm un alt exemplu, de data asta pentru surori, cartea Rut, capitolul 1. Este scris despre această moabită, că n-a vrut să se desprinde de soacra ei. Și scrie de la versetul 16, și vă rog să observați, stimate surori, dacă Rut și-a rezervat vreo condiție, vreo clauză, în baza căreia să-și permită să se despartă de soacră. Căutați dacă este acolo ceva de ce să fi putut agăța. Nu mi-ai făcut asta, gata. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeu tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Și apoi rostește și cuvinte copleșitoare. Cu alte cuvinte, nu doar că n-am nicio pretenție de la tine, nici de la Domnul. Noi vorbim acum de două legăminte. Fac în Domnul ce o vrea. Adică tu poți să faci ce vrei, Domnul ce vrea, eu de voi doi nu mă las. Fac în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moarte. Ce angajament! Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă, n-a mai stăruit. Și celelalte trei capitole din carte dovedesc că angajamentul ei a fost stabil. Mai sunt și alte exemple biblice, cum ar fi Ieremia 34, unde evreii stăpâni de sclavi s-au angajat să dea drumul robilor, apoi și-au luat vorba înapoi. Dumnezeu a spus că și el va întoarce trupele babiloniene și îi va distruge pentru că nu și-au ținut legământul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în ziua asta să ne înnoim sentimentele în baza legămintelor încheiate cu Domnul și cu Doamna. Amin. Și dumneavoastră cu doi domni, unul sus, unul jos. Că Sara numea pe Avram Domnul ei. Da. Aceste legăminte sunt sacre și trebuie să ne marcheze toată viața. Vă spuneam și vreau să accentuez acum că nu poți să ai un astfel de comportament numai în baza unei naturi. De aceea, după părerea mea, dragostea este mai întâi o natură, apoi o decizie și apoi o relație. De aceea Dumnezeu interzice căsniciile dintre un tânăr sau o tânără din poporul Dumnezeu și altul din afară. Pentru că noi, cei născuți din nou, avem o altă natură față de ceilalți. Potrivit 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea nu înseamnă numai servicii și cu atât mai puțin servicii bilaterale. Vorba Domnului din predica de pe munte, faci bine la altul că îți face și el ție. De aceea este josnic când auzim într-o familie un bărbat să spună, dacă va fi femeie bună și eu voi fi bărbat bun. Dar ce e asta? Ce convenție ați încheiat voi? Dacă el e bun cu mine, dacă mă iubește, eu mă supun. Acestea sunt reguli specifice lumii, nu dragostei lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 13, este scris, citesc de la versetul 1, chiar dacă aș vorbi, adică poți să faci declarații de dragoste și pe românește și pe germană și pe... în limbi. Dacă totul se rezumă la declarații, n-are valoare. Scrie în continuare, chiar dacă ai fi un om miraculos și ai putea să faci lucrări deosebite, sau versetul 3, chiar dacă mai face donații substanțiale la tot neamul partenerului, chiar dacă ai aduce bani mulți, asta tot nu este o dovadă de dragoste. Servicii, vorbe,
conține dragostea, dar nu se rezumă la atât. Dragostea este, și aici sunt enumerate câteva virtuții, și legământul cu Domnul și cu partenerul de viață funcționează perfect dacă le ai pe astea. Și astea vin de la Duhul Sfânt și într-o viață sfântă. De aceea când vorbim de o relație bună cu Domnul, nu se poate să vorbim de o relație rea sau slabă cu partenerul de viață. Spune Ioan, 1 Ioan capitolul 4, cine zice îl iubesc pe Dumnezeu, și dați-mi voie să parafrazez, și nu iubește nevasta cei? Mincinos. Scurt. Vreo soră care zice, eu sunt credincioasă, dar nu suport bărbatul. Taci, nu m-a adăugat păcate la păcatele tale. Că mă aproape ca soțul și ca soția de care ne-am lipit, cine ar putea să fie? Nu se poate. Dragostea de aici este o natură pe care ne-o împărtășește Dumnezeu dacă ne lipim de El. Și când te lipești de nevasta ta, tu care întâi te-ai lipit de Domnul, n-ai ce împărtăși decât noua ta natură. Și atunci vei fi și îndelung răbdător și nu vei căuta folosul său și tău și vei acoperi totul, vei crede totul. Și se încheie cu cuvintele, suferă totul. Unii întreabă, aș putea să renunț? Recent pe un site de consiliere m-a întrebat o femeie tânără căsătorită de nici 2 ani. Soțul mă chinuie, pot să renunț la el? Poți să renunți după ce suferi totul. După Golgota poți să-ți faci ce vrei, poți să mergi în slavă. Dar nu fără a trece pe acolo. De așa ceva este în stare dragoste. Dar asta nu se poate discuta cu oameni care au numai un legământ de căsnicie, n-au un legământ cu Domnul. Și nici cu cei ce n-au numai un legământ cu Domnul și nu-s căsătoriți. Dar dacă a venit dragostea de la Dumnezeu, potrivit celor scrise în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8, știți cine a rostit aceste cuvinte? Că și cartea Cântarea Cântărilor în dialog, cine le-a rostit, bărbatul sau femeia? Doamna a zis, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moarte. Deci nu există ceva, scrie aici, apele cele mari nu pot să stingă. Că au apărut probleme, că nu este un bărbat sau o femeie bună, că cineva a avut o emixtiune, de-ar da toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Adică orice provocare ar fi. Soțul tău să fie sărac, cu un salar mic, șomer, și să vină un cel mai mare patron din Austria și să încerce să-ți câștige inima. Îți vine să te râzi de el, nu? Păi tu știi cu cine vorbești. Eu am un legământ cu Domnul, cum spuneam, cel de sus cu Domnul cel de jos. Eu m-am contopit și sunt inaccesibilă oricărei provocări. Și scrie aici, jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Deci, legământul de căsnicie ne sudează printr-un laser dumnezeiesc și face acel un singur trup, că de fapt ce a unit Dumnezeu, a unit în forma aceasta, în baza dragostei izvorâtă din El și împărtășită partenerului de viață. De aceea, revin la Maleahii capitolul 2 și spun vorba apostolului, apăsat, nu se poate să rup legământul de familie și legământul cu Domnul să rămână valabil, nu se poate. Maleahii capitolul 2. Scrie de la versetul 10. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind sau rupând, am putea spune, legământul părinților noștri? Deci evreii aceștia, întâi au rupt legământul cu Domnul și amintiți-vă de cele scrise în cartea Nemia și Ezra. Vorbim de acea generație. S-au depărtat de templu, și apoi s-au depărtat și de femeile lor evreice și și-au luat femei din alte popoare. Au rupt ambele legăminte pe care le aveau. Aceeași idee rezidă și din cele scrise în cartea Proverbe, capitolul 2.
Scrie aici de la versetul 17, de femeia imorală, care face atâta stricăciune potrivit acestei cărți și realității din jur, părăsește pe bărbatul tinereții ei și concomitent uită legământul Dumnezeului ei. Așadar, cei ce avem două legăminte, ori rămânem cu amândouă, ori se pierd amândouă. Să rămânem cu amândouă, amin? Cu acesta aici de jos, până suntem jos, cu cel de sus, pentru vecii vecilor. Dar toate acestea sunt posibile numai dacă dobândim prin unirea cu Domnul o natură ca a Lui, care n-a putut să rupă legământul cu Israel. Am întâlnit un frate care atunci când s-a pocăit, soția l-a părăsit. Avea 28 de ani. A îngrijit de cei doi copii, l-au ajutat părinții lui și a rămas singur 13 ani până la 41. În acest interval, cineva binevoitor în ghilimele a vrut să-i dea o dezlegare, i-a făcut cunoștință cu o soră, poate era și ea în aceeași situație sau vădvă, nu știu exact. S-a întâlnit cu ea, s-a gândit și când s-a întâlnit din nou, am reținut vorba asta. I-a zis, soră, nu că nu mi-aș dori să am și eu pe cineva. Dar eu am spus cândva un da unei femei și am tot căutat în inima mea să mă am un da și pentru tine. Și unul întreg și adevărat n-am mai găsit. Și unul artificial nu vreau să-ți dau. La 41 de ani, soția lui l-a sunat și a spus, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Mă poți ierta? A stat, s-a gândit și a zis da. Și acum sunt de vreo 8 sau 9 ani împreună, între timp el este ordinat diacon într-o adunare și sunt o familie bună. De așa ceva este în stare dragostea. M-a sunat un frate și a zis, frate, m-a trădat soția. Nu mai pot să o iert. Zic, pe tine tu ierta Dumnezeu? Tu ai predicat vreodată despre iertare? Da, frate, dar e greu. Auzi, Dumnezeu îți va da putere. Și-au rămas și aceștia împreună. Numai natura duhovnicească, repet, împărtășită de Domnul nouă și la rândul nostru împărtășită partenerului de viață, poate face familiile noastre să reziste la orice vânturi, poate să dea energie, nou și nou suflu, oricare greutăți prin care trece viața de familie. Să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu și să vă dea har să vă iubiți cum nu v-ați iubit. Să fiți legați într-un așa mod încât se poată spuneți pe voi că sunteți una, dacă în adunare, scrie în 1 Corinteni 1, că noi ar trebui să fim un gând și o simțire, da, în familie. Acolo nici n-ar mai trebui să se pună problema. Dacă cei doi sunt una, apoi cu adevărat să fie una. Doamne, ajută-ne! Vreau să trecem la o altă idee și să observăm din Scripturi care-i scopul lui Dumnezeu cu familia. Ce a avut Dumnezeu în plan? Eu cred că Dumnezeu ce a spus de la început, cum aminteam și aseară și fac aici o scurtă paranteză, vorbeam aseară despre problemele care au apărut și care sunt în mod acut în vremile noastre. Vorbeam despre familia firmă, asta în societatea seculară. Familia nu-i firmă doar să muncim împreună și să împărțim după negociere. Familia este o instituție cu perspectivă eternă. Familia în societate a devenit fără structură, pentru că o familie firmă poate avea director și pe domnul și pe doamna. Copiii nu mai vor să-și păstreze locul. Nu, familia biblică este un trup, un organism viu. Aminteam în al treia rând că și familia în societatea de afară a devenit fără etică. Nu mai sunt norme morale.
De aceea a apărut divorțul, contracepția și toate celelalte afecțiuni majore. Și în final aminteam că tehnica, virtualitatea, a redus familia la individ și fiecare gândește egoist, doar pentru sine. Dar nu acesta a fost proiectul lui Dumnezeu. Ascultați care a fost proiectul, Genesa 1, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și ce binecuvântează Dumnezeu? Rămâne binecuvântat? A zis David, pentru veșnicie? Trei cuvinte apar aici. Creșteți. Dumnezeu l-a creat pe Adam matur. Și la nivel de familie, Dumnezeu vrea să creștem. Nu aici creștem și fizic, și spiritual. Înmulțiți-vă. În familie se nasc oameni. Dumnezeu a creat în mod supranatural pe Adam, pe Eva și pe Domnul Iisus. Ceilalți? În familie. Și apoi, stăpâniți. Adică fiți împliniți, bucurați-vă de ceea ce aveți. Și întreb acum, dar scopul lui Dumnezeu cu biserica, biserica sa, care este? Vă citesc din Efeseni capitolul 4 și vom vedea că este exact același scop. Dumnezeu nu are două afaceri, numai una. Efeseni 4, el a dat pe unii apostoli și ăștia sunt părinții duhovnicești. Proroși, evangheliști, păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la starea de o mare, asta înseamnă creșteți. Ce am citit în Genesa. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Da, ce a spus Domnul ucenicilor? Duceți-vă în toată lumea și faceți. Asta înseamnă înmulțiți-vă. Și apoi, în final, care este scopul? Ce a spus celor ce se implică în creștere, în înmulțire? Să stăpânească. Vine vremea răsplătirii. Dumnezeu are același scop. De aceea eu cred că familia și biserica trebuie să fie țesute împreună, pentru că familia ajută biserica și biserica ajută familia. Aici mă refer la slujbele obișnuite, duminică sau peste săptămână. Noi lucrăm la creștere, la mulțire, ne pregătim pentru stăpânire. Când mergem acasă, continuăm cu lecții serale. Același scop. Dea bun Dumnezeu familiile noastre să fie bine legate de biserică. Și biserica să înțeleagă prioritatea vieții de familie. Este o unică lucrare. Ba mai mult, mă întorc la Efeseni, capitolul 5. Ce este bărbatul? Un Hristos la domiciliu. Citeți de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă, nevestele. Dar ce înseamnă asta? Cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Iată scopul iubirii. Creșterea spirituală. În primul rând. Și grija materială, evident, scrie mai departe și despre asta. Soția ce este acasă? Cea mai mică adunare este familia. Ce-a spus Domnul Matei 18? Unde sunt? Doi, adică unde e o familie? Sau trei, dacă vin și copii. Domnul este? Acolo. Suntem un singur trup cu Domnul în adunare, un singur trup cu El acasă. Aici este familia mare și acasă este biserica mică. Cu acel unic scop. De aceea spuneam că aceste două legăminte sunt prea țesute ca să le putem separa. În legământul tău cu Domnul, poate ai o chemare în adunare, cântare, predică, dar aceeași chemare o ai acasă. Poate mai amplă. Acasă e și predicator. Trebuie să faci față la toate aceste nevoi. În biserică, surorilor, aveți o implicare. Se completează cu cea de acasă, nașterea copiilor, educația și toate acestea. Însă toate acestea trebuie să fie într-o strânsă relație și țintind un scop etern. Pentru că Dumnezeu vrea să aibă cu noi pentru veșnicie, în acel legământ unic ce rămâne, o relație foarte apropiată. Ce fel de relație? De familie, ca de familie.
Ce a spus Domnul Iisus? Și asta pentru unii care aveți soț sau soție necredincioasă. Pentru că unii trebuie să renunțe, într-un fel spus, la o părtășie de familie, nu vor mai putea să participe împreună cu ceilalți la același potop de desfrut, cum spune 1 Petru 4:3. Dar a spus Domnul, cine face voia Tatălui care este în cerul acela, ce mi-este? Rudă, foarte apropiat, mamă, frate, soră, da. Sentimentele noastre se împărtășesc aici, ce nu reușim acasă. Ne completăm în acest unic și binecuvântat scop. Doamne, ajută-ne! Surorilor, cum este bisericuța dumneavoastră de acasă? Fraților, păstorirea dumneavoastră. Și când vom avea sesiunea separată, vom mai vorbi. Mie mi se pare că uneori coborâm familia la niște discuții și la niște negocieri foarte josnice. În cartea, pare mi se în călătoria creștinului, să nu greșesc. Este acolo o imagine că un om aduna cu greb la niște gunoaie și deasupra plana o cunună, dar nu se ridica așa să dea cu capul de ea. Pentru că uneori avem de-a face cu niște soți, niște soții care cred unii bărbați că ei sunt oameni de treabă, că sunt buni muncitori și nu-și înșeală soțiile. Da, foarte bine, face parte din viața de familie. Și avem de-a face uneori cu niște surori care cred că ele sunt femei foarte de treabă, nu-și împărtășesc sentimentele cu alții, nu lasă să le curgă râurile pe piața de obște, cum zice în proverbe, și sunt foarte harnice, bune bucătărese. Stimate surori, Dumnezeu are pentru noi un scop mult mai înalt. Să ne amintim așadar de aceste două legăminte, de scopul lui Dumnezeu cu biserica și cu familia, și Domnul să ne dea o viziune mai înaltă. Cel puțin așa cum vă citesc, dacă toți sunt în Efeseni, din 1:17. Fiți atenți la ce scrie aici. Și vă întreb dacă pentru asta vă rugați. Că apostolul spunea că nu încetează. Când a auzit de dragostea lor, deci când au înțeles deja viziunea lui Dumnezeu, natura asta sfântă, și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei. Știți că scopul este să fie duși mulți fii la slavă. Să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărirea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. S-a întâmplat undeva într-o biserică, construiau un nou local și un frate slujitor din alt județ care ajuta la construcție a discutat cu familia conducătorului de adunare și într-un moment de părtășie îi spune, a fost aici o descoperire că Domnul vrea să deschidă un izvor de mântuire, dar diavolul vrea să arunce două lemne în izvor și să îl închidă și să se împrăștie vâna de apă. Și zice, cred că un lemn e primarul și altul e preotul, că tare sunt împotrivă când au auzit că facem adunare. Dar din discuție a ieșit la iveală că băiatul conducătorului de adunare, proaspăt căsătorit, era în divorț. Și fratele îi spune, auzi, nu preotul și primarul vă stau vă împotrivă. Ăștia doi, dacă nu se vindecă situația între ei, vor fi o piedică. Dar cum să stea cu astfel de femei? E rea, e leneșe. În societate, soacrele nu-și laudă nororile. Dar, soră, gândește-te, au încheiat un legământ. Sunt credincioși. Nu-i vorba numai de imaginea publică și de efectele ce derivă de aici. E viața lor. Și a scăpat beata soră următorul cuvânt. Mama, băiatul, nefericit prin căsnicie. De ce se-și chinuie viața? Măcar să fie fericit în viață. Și fratele, stai puțin. Repetă ce ai spus și gândește-te. Adică ai fi în stare pentru fiul dumneatale să-l vezi doar fericit aici și să nu ții cont de viața viitoare? Păi frate, e drept că nu m-am gândit. Asta
am vrut să scot în evidență. Că uneori așa ne lovește câte o miopie și pentru niște chestiuni din astea de două ore sau de 20 de ani, pentru niște banalități, pierdem din vedere chemarea noastră, ce scop are Dumnezeu cu noi, ne deranjăm, ne irităm. În familie se descoperă spiritualitatea. Da? Se spune că a venit într-o zi un bărbat nervos de la serviciu. Gata mâncare! Și a spus imediat, o plâns copii, n-am reușit. Am mâncat fără să mulțumească la Dumnezeu. Evreii spun că cine nu mulțumește la masă, fura mâncarea de la Dumnezeu. Nu-i mulțumit nici ei. Iese acasă, iese nervos. Și băiatul zice, mama, nu ți-e frică de tată? Nu-ți pare că te-ai măritat cu el, că mie mi-e frică? Ce trist! Oameni care au înțeles că totul se rezumă la un fel de afacere. A unii chiar negociază și actul intim. Este un fel de schimb păcătos. Pe când noi avem un legământ cu Domnul, o chemare cerească, un scop să ajungem să stăpânim, Doamne, dă-ne această viziune. Și aș vrea acum să devin aplicativ și să vă dau trei sfaturi pentru ca relația ce o aveți cu Domnul și cu partenerul de viață să funcționeze. Primul sfat. Investiți în plan spiritual. Faceți timp acasă pentru părtășie sfântă. Nimic nu e mai frumos într-o familie. Nimic nu leagă mai mult pe om de Dumnezeu și pe cei doi unul de altul decât citit Biblia împreună. Cu discuții, scrie în 1 Corinteni 14, femeia se întreabă pe bărbat, acasă, când la aceste părtășii? Rugăciunea împreună, cântarea împreună. Vă citesc și uneori se predică la nunți. Și poate uneori ar întreba copiii, la noi mama trebuie să fie așa. Tata, noi trebuie să facem. Efeseni 5, versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi. Unde? Numai la adunare? Cu cântări de laudă. E bine uneori să ascultăm cântări, dar cel mai bine să le cântăm noi. Ascultați-le numai până le învățați, după ce le-ați învățat, cântați-le dumneavoastră. Că vor striga pietrele dacă nu strigăm noi. Dar Scriptura spune, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Scrie în Psalmul 118, ar trebui să se audă în corturile noastre. Vă citesc de aici versetul 15. Strigăte de biruință și mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Nu venim toată ziua la adunare, dar acolo acasă, dimineața, eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Peste zi, când sunt ocazii, când vine soțul, copiii, ceilalți. Asta va întări relația noastră cu Domnul. Altfel, dacă ne lăsăm noi numai pe seama ce primim la adunare, dați-mi voie să vă întreb dacă ar fi să mâncați numai de câte ori veniți la slujbă, cum ar fi? Da, în revista Lumina Satului era o discuție, revista aceea inițiată de Iosif Trifa, de Oastea Domnului, între un preot și un țăran. Măi Ioane, de câte ori duci calul la apă? Apoi de două, trei ori pe zi, dau apă și mâncare, că țin la el. Dar rugăciuni de câte ori zici? Apă, părinte, poate odată. Mă, tu ții mai mult la cal decât la suflet. Într-adevăr sunt oameni
care activitățile pământești nu le lasă nefăcute pentru nimic în lume. Totul trebuie să fie pus la punct. Și investesc în ce? În familia firmă. Pe când familia trebuie să fie mai mult decât atât. Pe bună dreptate se spune că soții care se roagă împreună, asta e, leagă și rămân împreună. M-am uimit ce spune o statistică. Divorțurile sunt 7 din 10 la oraș. Acolo unde oamenii și soțul și soția lucrează și n-au timp să fie împreună. Pentru că părtășia de acasă întărește relația celor două legăminte. Să ai timp să te cerți? Când? Înainte de rugăciune sau după? Noastră, cum programați scandalul? Să ai timp de un film? Când? Înainte sau după ce ți-ai citit din Biblie? Dacă înainte nu e bine, dacă e după, iar e rău. Înseamnă că tu consumi timpul care trebuie să meditezi. Că după ce ai citit, zice acolo, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu stă la show-uri, ci povestesc ăștia din lume, nu se așează pe scaun celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi, dar știți cu ce cuvânt începe psalmul ăsta? Ferice! Da. Acolo în psalmul 1, e ceva interesant, e un cuvânt care poate că n-ar fi rău să-l țineți minte. Zice în versetul 1, nu se duce, în versetul 3, duce la bun sfârșit și în versetul 6, calea păcătoșilor duce la pieire. Adică te întreb și eu sau te întreabă, unde te vei duce? Unde te duci, acolo te vei duce, nu? Unii pornesc pe un drum, dar ei nu știu unde duci. Unde te-ai dus? La sfatul celor răi? Tu știi unde duce asta? Știi ce cale e asta? A păcătoșilor și duce la pieire. Dar dacă meditezi la cuvântul Domnului, asta duce la bun sfârșit. Doamne, ajută-ne! Hai, spuneți în drept. Dumneavoastră citiți așa sistematic din Biblie? Vă faceți timp pentru asta? Cântați acasă? Eu într-o zi m-am necăjit tare pe proiector. Asta la noi în biserică, nu știu cum e la dumneavoastră. Familii care s-au întors la Domnul în epoca proiectorului, cum o numesc eu, acasă nu cântă. Și am întrebat, zic, dar din ce se cântăm? Din cări de cântări, și-o zic, ce-s alea? Vai, ce m-am speriat. Și am comandat repede câteva sute de cărți de cântări și am rugat să pună la proiector când afișează numărul de la cântare din carte, să știe, bă, s-o cânta de la 295. Să cânte acasă. Asta e frumos. Dumnezeu să ne dea harul să investim în timpul spiritual de acasă. Nu mai cununăm miri fără să facem cu ei cateheză. Și le spun în primul rând, familia rezistă numai cu biserica din casă, că e același scop și acasă și la adunare. Un al doilea sfat. Relația cu partenerul de viață trebuie să fie o relație sufletească foarte prietenoasă. Partenerul de viață trebuie să fie cel mai bun prieten. Nu este admis ca relația cu tata și cu mama pe care trebuie să-i lași sau să-i fi lăsat, ca relația cu alți prieteni, anterior vieții de familie sau ulterior formați, să fie mai prioritară decât aceasta. Dragostea, dragii mei, se exprimă prin cuvinte. Felul în care comunicăm. Și dați-mi voie să vă citesc numai câteva versete din cartea Proverbele. Că nu știu cum se face că unii, înainte de a se căsători,
zici că fac studiu pe cântarea cântărilor. Dar după aceea s-a încheiat și capitolul cântarea cântărilor și la proverbe n-ajung niciodată. Dragii mei, începem cu psalmii, rugăciunile, părtășia cu Domnul. Dar trebuie sufletește să continuăm cu ceea ce scrie în cartea Proverbele, de exemplu. Hai să vă citesc doar câteva versete. Capitolul 16, citesc de la versetul 21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Și unde să fii dulce dacă nu în familie? E atât de trist un bărbat să treacă pe la ceva birouri și doamnele alea să zâmbească pentru că e o chestiune de management, de business, să mai treacă pe la câteva magazine și vorba unui african, tot să-l cunoască, să-i se deschidă ușile și toate vânzătoarele să fie amabile și să vină acasă și să dea de o soție acră. Sau o soție care își dorește după zbuciumul zilei, poate și ea a fost dusă undeva, poate muncește, poate este acasă, copii, să vină un soț din ăsta ursuz, care caută numai ce îi place lui și care poate a jucat teatru înainte de a se căsători și după aceea nici teatru nu mai poate juca. Scrie aici, versetul 23, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere. Nu se poate relație fără cuvinte prietenoase, dulci. Dacă ați rostit vorbe nepotrivite, vă rog frumos să nu vă dea Dumnezeu poftă de mâncare astfel nu vă cereți iertare. Măcar să vă căiți, cum scrie de fiul la Iisus, tata, du-te și lucrează. Nu mă duc, dar în urmă s-a căit, eu părul rău ce s-a dus. Sunt dulci pentru suflet, auzi? Sufletul nostru are nevoie de dulceața asta. Vă citesc în Cântarea Cântărilor cuvinte care îmi plac. Aici sunt expresii iubitul, scumpa, scumpul. Ascultați ce vă citesc din capitolul 4. Versetul 11. Mierea picură din buzele tale. Cumpărați-vă miere din asta. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu proverbe. Păi nu poți înjura, dar nu-i găsi psalm de blestem, nu? Miere și lapte se află sub limba ta. Versetul 14, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, tot felul de tufar, de tămâie, smirnă și aloie, cu cele mai alese miresme, doar pagina. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Adică pentru partenerul de viață trebuie să dai tot ce e mai bun, tot ce e mai dulce și mai scump în ființa ta. Sau spunem în capitolul 7, versetul 13, mandragore își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Să ne ierte Dumnezeu dacă n-am fost așa. La soți trebuie să strigați numai la bătrânețe pe când nu mă aud. Sau când sunt pe un vreun deal și ecou să-i ducă cuvintele dumneavoastră de dragoste și vântul să sufle mai ușor. Pe o soție care ți s-a dăruit, care naște copii, să o jignești, să o iei așa tare, e ceva ce nu ține de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea pe care i-ai declarat-o, de noua ta natură, de scopul pe care îl are Dumnezeu cu tine și cu mine. Doamne, fie-ți milă de noi.
Să nu se scuze cineva spunând, frate, dar eu sunt un coleric. Așa sunt eu, mai sanguinic, eu stric, dar după aia eu strâng în brațe și ne iertăm. Am auzit pe un predicator spunând la o nuntă și m-am necăjit. Sunt aici, Mirii, la nunta la care a spus, dar nu aici, în țară. Zice, eu nu învăț pe familii să nu se certe, eu învăț cum să se împece. Ierte-l Dumnezeu pentru vorba asta. Cum adică? Să fie ca o normalitate și să dai scuza pe comportamentul tău, pe temperament? Nu, oamenii nu sunt de patru feluri după temperament, sunt numai de două, duhovnicești și firești. Problema se pune dacă natura ta, dacă relația ta cu Domnul este ok, atunci nu se poate să fie altfel. Se spune că într-o familie soțul era bun predicator, dar rău bărbat. Și când îl vedea nevasta la anvon, zicea, aude, nu te-ai mai dat jos, că așa fain, zice. Și când era în bancă și l-anunțau frații să meargă, zicea, dar are curajul să se ducă. Da? Să ai de face cu o soră cântăreață, dar care, Doamne ferește, să n-atingă note înalte când se ceartă. Relația celor două legăminte. Să-i placă Domnului să stea acasă la noi și să-i placă nevestei și bărbatului. Da? Am zis într-o zi un soț, a plecat frate soția de la mine, s-a dus la mamă. Și am sunat-o să vină și nu vine. Bietul de tine. Zic, dar când te-ai căsătorit, că tot așa ai procedat, ai dat telefon să vină, nu? Bă, zice, nu, că atunci am pețit. Și cum ai pețit-o? Păi am vorbit frumos și am dus flori. Nu, du-te și acum așa o pețește și ia-o de la capăt, că vine iar. Da, da, da. Dar de ce să plece? Să nu-i mai vină să plece. Să se simtă bine. Alipitul ăsta să fie sufletesc. Dar nu se poate întâi dacă nu-i alipit duhovnicesc de Domnul, dacă nu-i natura bună. Se irită. Dacă e jenit în orgoliu, dacă e lacom și nu ies afacerile, asta se răsfrânge în familie. Va veni acasă nervos ca Ahab. Că nu-i pocăit. Și în al treilea rând, al treilea sfat care vi-l dau, am spus că noi întâi avem o natură duhovnicească, apoi avem o dimensiune sufletească, dar avem și o dimensiune fizică. Și trebuie să ne dăruim și cu trupul. Scriptura spune, 1 Corinteni, capitolul 6, citesc versetele 19 și 20, vorbim de două legăminte. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi, vorbește de trup, rețineți, nu mai sunteți ai voștri. Dar nu ne putem permite să facem ce vrem cu trupul nostru. Trupul nostru l-am înmormântat la botez. Gat. Atunci am încheiat legământ. Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, de care am vorbit adineauri, care sunt ale lui Dumnezeu. Mi-e bine să cred că unii nu cred asta. Că trupul lor nu e al lor. E al lui Dumnezeu, e sacru, e templul Duhului Sfânt. Dar spune în capitolul 7, vă citesc de la versetul 4, nevasta nu-i stăpână pe trupul ei. Auzi. La botez v-ați dat trupul Domnului și când v-ați măritat, l-ați dat la bărbat. Doi proprietari. Tot așa, nici bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui. Ai două legăminte care iau în vedere și trupul. Când vii la adunare, tu ești templul Duhului Sfânt. Când faci slujba acasă, trupul tău, ființa ta întreagă, mintea, tot ce este cu toată puterea, trebuie să fie a Domnului. Dar și pentru partenerul de viață. Asta e relația în care te dăruiești cu trupul
Și asta înseamnă muncă și înseamnă sexualitate. Dăruire. O relație ce cuprinde și dimensiunea fizică. Să nu te dăruiești cu efortul tău celuilalt, să fii egoist în a te menaja, nu ține de legământ. Ionatan i-a dat tot ce avea. Surorilor, să mai negociați așa pe trupul dumneavoastră, că mă dau, că nu mă dau, păi, e deja cu acte în regulă proprietar. Numai că uneori facem ce nu se poate face. Vindem casa, dar nu dăm cheile, nu? Nu vreau, hai dragă, poate uneori o îmbrățișare, poate un act sexual, toate la vremea lor, în mod natural, dar nu ordinea asta. Asta e o familie normală, care are părtășie sfântă împreună, care au ceea ce eu numesc orgasm sufletesc, nu doar fizic. Se deschid, se contopesc, fără secrete, dărâindu-se într-o dimensiune de prietenie și apoi lăsându-se și fizic unul în brațele celuilalt, jertfindu-se unul pentru celălalt. Se spune că au fost doi prieteni pe un front, erau legați unul de altul și la un moment dat unul a căzut, lovit celălalt, s-au tras în tranșee și prietenul rămas în tranșeu, îi zice sergentul, lasă-mă să mă duc să le iau, stai cu minte, că ești secerat, cum ai ieșit din tranșeu, dar moare! N-am ce ven ce mi-a face, măcar scap tu. Și când nu a fost atent, sergentul a ieșit din tranșeu și a venit cu el în braț. Și uite sergentul. Și e mort, după ce l-am adus. Uite, ieșit urări, ce ai rezolvat? Zice, da, dar când m-am dus să le iau, nu era mort. Și a zis, știam că vii să mă iei. Nu se poate să ai o relație la care să nu împliști și trupul. Egoismul care te face să-l împingi pe celălalt în luptă și să nu te dăruiești pe tine, nu este normal, n-are de-a face cu ceea ce este un adevărat legământ. Așa că astăzi când veți merge acasă, mai dăruiți-vă odată așa unul în brațele celuilalt și spuneți-i, de fapt, îți aparțineam, numai că am mai avut eu rezervele mele. Îmi amintesc că am fost la o conferință de genul ăsta în județul Timiș și a fost o pauză. Eram afară la mașină și a ieșit un bătrânel și zice, o frate, bunerea lecția asta s-o aud eu mai de mult, dar tot pricepui ceva, mă duc să-mi ajut baba să molgă vacă. O știut că relație înseamnă și să spui trupul în favoarea celuilalt. Da. Copilașilor să nu iubiți cu vorba numai. Dar nu-i vorba numai de a face servicii și de a aminti, apoi spune, atâta fac. Nu. E vorba de a te dărui fără rezerve. Asta înseamnă familie. Asta înseamnă și în relația cu copiii, dar poate despre asta vorbim mâine. Ce face o mamă? S-a dăruit soțului în actul intim, se dăruiește copilului în actul procreierii. Ne dăruim prin efortul muncii, ne dăruim fără rezerve, ne dăruim într-un mod curat. Și închei și ideea asta cu cele scrise în Proverbe, capitolul 5. Și vă rog, gândiți-vă dacă asta vi se potrivește și dacă n-a fost până astăzi să fie de mâine. Proverbe 5 de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și asta e nevastă. Și vrei să ți se versi zboarele afară, să ai o altă imagine, alt dialog. Acum m-au uimit, frate și surori, v-am zis că este un site de consiliere pe internet, de familiști, care ajung la simpatii cu alte persoane sau chiar cazuri în se ajunge la prea curvii. Și dacă îi întreb cum au ajuns acolo, n-au respectat cele trei sfaturi ce vi le-am dat. Au slăbit spiritual, n-au mai investit în relația cu Domnul, în cele sfinte. Au slăbit în relația lor de prietenie. Îmi spunea o beată soră, zice, m-a înșelat diavolul cu un vecin, undeva la țară, munceam. Dar cum, frat? Pentru nimic în lume n-aș fi crezut că ajung acolo. Apoi am apucat cu munca, spiritual am slăbit, acolo n-aveam adunare, apoi tot începeam să povestesc cu el,
Că femeile așa sunt cucerite de diavolul. Cineva care știe să le aprecieze, să povestească cu ele. Bărbatul mai sec la vorbă, ne întâlneam mai rar, nu era dimensiunea dăruirii fizice și toate astea, își spun cuvântul. Spuneți versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat. Și dacă nu sunteți îmbătați, scrie undeva în Biblie, best prieteni, îmbătați-vă. Fii îndrăgostit, necurmat de dragostea ei. Și dacă e așa, pentru ce ai fi îndrăgostit de o străină? Și pentru ce ai îmbrățișat sânul necunoscute? Nici vorbă, totul este nonsens. Să ne dea bunul Dumnezeu harul, să investim în legământul cu El și în legământul cu partenerul de viață, să nu uităm scopul pentru care am fost creați ca familie, scop la care se afiliază și adunarea, să nu uităm de părtășia duhovnicească, de relația sufletească și de dăruirea fizică. Și Domnul să-și reverse peste noi și încă la vreme potrivită îndurările sale. Amin.